Dar pentru... A fost pentru mine și Berna, că Berna tot arăta spre mine. Nu? Pe bune? Ai important că s-a potrivit la cineva pe da. Da. Lui Ligi? Ați greșit și tu... Ai greșit și tu, Andreea, ai greșit și Ligi. O să dau un greșit. Dacă nu era cu melodia la microfon, nu puneau. Da, adevărat. Trebuie să mai pune pe Berna. Diana cu Gabi. Diana cu Gabi. Din ce am vă? Mai puneți-o pe Berna și ăla e. Mereu. Asta am spus. Eu să... O să iau oamenii care au caracter și să spun în față lucruri. Spate, nu? Eu cu Ligi o să facem petrecere. Cred că am nevoie de o altă prietenă, pentru că noi suntem pe altă lungime de undă. Da. Eu spun pune pe nu, ea preferă să ne pune spună. Pirui, pune muzica da. La boxe. Să te întreb ceva, ți-ai dat seama de mai de mult? Chestia asta e că ți-o mai... Și data trecută, cu Ela, da. Dar am zis, bă, nu înțeles, ok. Acum când a văzut că face a doua oară și ea îmi spune în față și tuturor spune că ea nu spune în față părerea despre nimeni, ce înseamnă asta? Bun, dar pe lângă chestia asta... Că ea nu vrea să spună, nu vrea să mai deranja ceva semnificativ la ea pe lângă chestia asta? Nu. Nu acum, în ultima perioadă? Nu. Pur și simplu că nu spune ce are de spus oamenilor când trebuie. Și odată spune ceva, după altceva și nu mai înțeleg nimic. Mă refer strict la Bianca acum. Eu n-am spus nimic altceva decât a reprodus-o Diana în emisiune. Nu, în fine, dacă negam ce-ar fi... Dacă tu, auzi, mă asculti pe Diana, mine... Diana, probabil, da. Pizza, dacă, spunea dacă, da, mă rog. Hai să ne auzim pe rând. Ne auzim. Dacă tu, Livian, mă asculti ceva... Să și eu. O să răspund și tu. M-a întrebat pe mine. Dacă tu, Livian, m-auzi ceva pe hol. Da. M-auzi că spun ceva pe hol despre Ela. Și vii și spui aici. Și eu spun, bă, n-am ce să fac, ce să recunosc. Adică, nu vei de la mine să-i spun lucrurile, mi-ai mai spus tu. Și eu spun, bă, bine, așa-i. Înseamnă că ești, vrei să spui lucrurile în față? Nu, înseamnă că am vrut să mă ascund și să povestesc pe hol. Nu, adică, uite, cum văd eu... Prefer să nu dau, nu dau dreptate la niciuna dintre voi două, pentru că acolo e ceva mai adânc. Dar, cum văd eu așa, de la suprafață problema... Într-un fel, chiar dacă a avut, are părerea aia despre el, știi? Dacă e nu a ales să vină... Dar poate... de ce să alegi? Dar de ce să încurajăm așa ceva, să nu ne spune lucrurile pe nume? De ce să aleg să spui spate altora? Pa, mai mult ca sigur au mai mult lucruri în spate. Supere, tot spunem lucrurile în spate. Dar ceva mă fi trebuia să aibă. Multe dintre ele nu sunt aduse aici. Eu nu mă regăsesc. E ceva normal. Ba da. Deloc. Mi se pare normal, dacă eu țin apropiarea mea. Păi tu vrei să spun? Nu mai vreau să le aduce. Asta zic și eu. Trebuie să aibă ceva motiv. Am avea multe de spus, eu cel puțin. Ligi. Oh, și eu am multe de spus. Asta, da, foarte. Păi e păcat foarte. Dacă au fost o prietenie la mijloc, să aduce lucruri din spate. A te-are de spus. Sau uite, poate... Părerea mea. Să-ți dau așa, poate în intimitatea voastră, adică tu cu Ligi când ați vorbit, poate o vorbi Ligi așa mai deschis, dar nu era 100% convinsă că așa e Ela, sau mă gândesc eu. Și poate aici, zicând, ultimata... Ar fi... Da, și mă aliviam. Ce vrei cred, să faci? Eu, dar nu. Dacă îi făceam eu așa, ferească Dumnezeu ce sărea să spune. Păi nu spui în față lucrurile? Păi un om normal trebuie să spună lucrurile în față. Tocmai nu ce, să mergi pe la spate să vorbești. Tocmai ce am zis. Cum facem? Acum, au fost lucruri pe care tu nu le-ai adus ei, aici. Nu mai trebuie să facem. Că din cazul meu trebuie să facem. Păi nu trebuie să-i spui lucrurile pe mine. Dar eu nu am tras de tine să vii să vorbești aici. Ea spus la alegerea ta să vorbești. De ce spune altcuiva? Că o doare ceva despre mine. Nu-i normal să vină să-mi spună. Și-a trecut o blugi și nu mi-a spus. Până acum și am certat. E ok să spui? Nu să ții în tine? Abia e normal că fiecare mai spune în spate, dar nu... Din cauza bărbaților ar trebui să nu ne certăm. Și vezi, uite că ajungi și te cerți. La noi asta părerea mea ce spui despre om. Și mai ales că o deranjat-o și-a vrut să-i facă un rău, trebuia să spună în față. Bă, ești perversă și e șarpe. Dar nu eu am început subiectul, bă, e perversă, bă, e falsă, bă, nu, pur și simplu eu o simți să-mi spună, ne spună. Da, dar și acolo, au zis-o după gală. Și repet, zis, nu, la da, net. Corect. Am zis-o la gală și am spus-o într-un alt context. Hai să spunem totul cap-coadă, dacă tot spuneam. Am spus așa, nu înțeleg de ce e așa perversă, nu înțeleg de ce poate să fie atâta de șarpe când eu m-am dus și m-am comportat drăguț ca ea. Nu înțeleg de ce vrea să mă sape pe la spate. Că n-am vrut, poate spunea mai multe, pentru că orice om când e nervos spune foarte multe. Adică și nu vreau să mai spun lucruri la nervi. Dar tu când vreau să le spun la nervi? Când mă liniștesc și le gândesc la rece. Deci nu crezi asta despre ea, dacă o instigat-o. Ba da, la faza am considerat-o așa, de am și spus. Și în momentul în care Diana a venit și a spus lucrurile astea, eu nu am contrazis-o pe Diana. Acum o mai consider șarpe?
La faza aia, da, o consider. La faza o consider, da, m-a durut, m-a deranjat, m-a dezamăgit. Dar tu o dezamăgire. Ai rămas prietenă cu ea? Sau apropiată? Nu suntem prietene, noi nu am fost prietene. Am înțeles. Noi nu ne-am pronunțat niciodată ca fiind prieteni. Mă mai mir de alții că se schimbă de la lună la lună, de la 12 la 11, de a se schimbă de la zi la zi. Dar nu tocmai evidenția lucrul ăsta, că le-am spus de 10 ori, în emisiunea trecută am spus de 5 ori, acum încă de 7 ori. Până anul viitor tot vrei să le repezi până le repezi. Că tu vorbești o săptămână, că despre timp se vorbește și acum dacă vorbești, e ciudă? Nu, ce mi-e ciudă? De ce să-mi fie ciudă? De ce nu mă lasă vorbești? Nu, nu am zis să nu vorbești, n-am spus să nu vorbești, am spus că nu mai insistat pe chestia atâta timp cât am comentat-o deja. Păi ok, și dacă am justificat-o, de ce să mai comentăm? Nu ai justificații. Părerea mea că nu ai. Am, da, eu n-am treb la justificare, restul toți din casă aveți dreptul. Eu sunt un caz special. Drept, nu ai logică. Bine. Da, n-are logică ce vrei să faci tu. Nu ce vreau să fac eu? Spun eu, la mine are logică. Dacă vine Ramona și îmi face ceva rău din senin sau pune un plan rău împotriva mea, normal că rămân dezamăgită. Dacă o simt aproape, o simt caldă și dintr-o dată o simt invers. Păi normal că o consider șarpe și perversă. Normal că o consider. Bine, ce zic eu și ce? Păi și atunci ce vezi, cum e să spui? Ca și tu te certa cu mine dintr-o dată, eu m-am certat cu nimeni. Stai mă puțin că Bianca nu e așa, dar pe mine nu mă interesează cum e Bianca. Pe tine trebuie să interesezi că tu te-ai apropiat de ea, eu nu. Dar voi de ce nu discutați despre problema voastră? Păi despre problema asta problemă, Bianca. Nu, eu n-am avut nicio problemă. Faci aici altceva, nu am spus altceva aici. Dacă sex ar fi potrivit ceea ce spui tu, în momentul în care aș fi contrazis-o pe Diana. Da, atunci ai fi putut să spui că în spate spun ceva și în față spun altceva. Dar cum s-o contrazis? Tu mint și alții și eu aș fi putut să mint. Dar cum ești mincioasă? Cum mint? Ba, cum? Nu, că m-ai făcut. Și la faza cu ea, tu la fel. Tu de-aia v-ați certat? Tu de-aia v-ați certat pentru că... Diana a spus pentru că eu am rugat-o să spună. Diana n-a venit de o lundă pe aici să vorbească. Nu, Diana era aici lângă mine, eram aici, Diana era în locul meu. I-am zis Călin, că poate spui altceva. Și am zis că spune Diana, dar m-ai rugat-o dinainte. O spus ea fără să-i spui tu ceva. Te-o spus. Nu, ascult-o. Hai de ascult-o. Nu, Diana n-a spus nimic. M-a enervat și am zis niciun detaliu. Vrei să zic eu ce vorbești tu pe mașină că zici de Bianca că e șarpe și asta spune că tu ai spus. Și o zis ea, da, spune. Da, spune. Și am zis, păi asta ai spus. Și ce mai spus? Dar nu o zis ea, du-te Diana, spune emisiunea ce am vorbit. Asta e asta vrea să pară, că nici n-am vorbit despre asta. Vreau eu să pară. Tu ai spus, nu eu. Eu nu vreau să pară deloc. Ea a zis fără să o rogi. Ce nu înțelegi? Nu a întrebat. Diana n-a dat detalii până eu să-i dau drept. Da, normal. Vrei să spui despre mașină și Ligia a spus, da. Spune. Dacă vrea, spunea... Hai să dă hai zi. Păi da. Păi o să o enerva și dă la hai zi. Nu, dacă nu se supără. Ei, îți dai seama ce secrete de stat aveam încât Diana trebuia să le țină. Bine, Ligi, fă ce vrei. Dacă așa o simți să spună, eu n-am simțit nimic ca să spun nimic când au avut o părere despre o fată. Dar dacă așa o simți să spună, du-ți drumul la gură, fată. Dacă nu... putem să avem confidențialitate, asta e. De ce zic, n-a fost vorba că... Ba da, pentru că dacă nu era confidențialitate, nu veneam să o spun în emisiune. Veneam direct și o spuneam. Pentru că uneori am niște păreri și nu vreau să le audă ceilalți. Păi la fata și vorbesc cu oamenii pe care îi consider prieteni. Am încredere că rămâne acolo, nu la nervi și mă tor tot în casă. Că poate și eu am nervi. Dar îmi pun fermoar la gură. Dar nu te-ai gândit că... Respect oamenii. Nu te-ai gândit că ea, cum tu ea apărarea, mă disperi. Nu-i spui nimic și ei ai spus, ea s-o enerva și o zis, e, spune părerea. Lasă, Andreea, că în momentul în care am spus că Diana e în emisiune... Păi eu nu-i spui nimic și ei ai spus. Ai fost de acord cu mine când ne-am spus în emisiune. Ce? Lucrurile pe care le-am spus în emisiune. Dar nu, modul ăla, nu-i le-am spus. Că nu ne-a ascultat. Ai fost de acord. Dar așa mi l-a zis. Ai fost de acord că nu-ți convine, că nu ne lasă să vorbim, mai că vorbim. Ba, păi cum să vorbim? Dar tot tu vorbești. Eu când ți-am spus, am fost de acord. Lasă-mă. Bine, voi aveți dreptate. Stai, dar ea și atunci la momentul mod. Exact. Dar ea ți-o făcut cu tine, făcut praf. Dar ei nu-i spus nimic. Dacă tu nu te oprești, eu nu mai vreau să mai fiu lângă tine, nu știu ce mi-a spus o grămadă. Bianca, o zis ea, nu mai vreau să vorbesc cu tine, că nu mă ascult. Ok, și eu sunt de acord cu asta. Dar Bianca s-o întors, nu mă interesează părerea ta, nu mă interesează ce vrei să spui. Asta e, dacă tu vrei să mă ignori, ignoră-mă, că nu-mi pasă. Exact. O picat? I-a rămas piciorul în parchet. Așa și după aceea s-a stăcorit. A dat și o tumbă.
Bravo! Da, cred că Viana. Bravo, Romania, gen iubire mare. Janes. Ce cauți cu Renan? Janes o penal. Mamă, privire. A rămas prietene. E cu voi aici? Pedapsă, vreau pedapsă! Pedapsă! Pedapsă, că ne-am cerut voie. Nu ne-am cerut. Ne-au dat voie camera. Camera de... E la producție. Cine dă pedepse? Bianca! Mă! A, eu dau. Bianca, că fetele vin la voie. Dar eu am lider. E lider. Hopala! Tu dai la toată lumea. Ho! Yo. Ferească sfântul ce împerechir fac. Vis-a-vis de subiectul ăsta, e destul de greu pentru că văd că se interpretează orice scot pe gură, că zic pentru ăla. Că... Pentru că așa se vrea, așa se vrea să interpreteze, știi? Pentru ce, până la urmă? Că... Nu știu, așa simt unii să interpreteze lucrurile care să le dea altfel. Adică nu e grav că eu povestesc niște... Dezamăgiri, că sunt dezamăgiri, că altfel nu le pot numi, de față cu Xulescu, în care am încredere, și apoi vine și se enervează pe mine și le spune, deci eu n-ar trebui să fiu supărată, eu pot să accept niște chestii pe care probabil niciunul dintre voi nu le-ați fi acceptat, da? Mai ales aici, în casa asta, poate în afară le accepti, dar aici știm cum e treaba și e greu să accepti o scenă de genul ăsta și... Tot eu îți devină, știi? Adică eu trec cu vederea, lasă-mă, că ne înțelegem, suntem prieteni, n-au auzit, două încolo. Eu n-am voie să-mi pun semne de întrebare, dar cineva are voie să-și pună semne de întrebare. Ok, atunci... Eu știu, fată, că la pus semne de întrebare. Și atunci când m-am certat eu cu Berna, i-am zis, tu n-ai voie să duci ce vorbesc eu în cameră, fără acordul meu. Da, mi se pare normal. Și știu că ai intervenit foarte normal. Dacă mă respecti, nu ai voie să spui. Exact. Chiar nu ai voie să le spui. Dacă te respect atunci. Pe tine, niciodată n-o să fii să spun nimic. Atunci nu mai spune despre nimeni nimic. Cel mai mic lucru, cel mai banal lucru, nu vreau să vin să-l spun, pentru că te respect. Dacă nu te-aș respecta și mi s-ar rupe de tine și la propriu și la figurat, aș veni și aș spune. Exact. Ai încredere în mine, vii, te deschizi, povestești supărarea ta, că toți când suntem supărați avem un stil mai aparte de a ne exprima și, sau când avem un off și după aceea să vin să spun aici. Păi, dar tu acum la cine te referi? La mine sau la Diana? Păi ești un șarlatan că faci chestia asta. Clar mi s-ar spune și pe bună dreptate, aș merita să mi se spună așa ceva. Chiar aș merita să mi se spună. Dar e ok, eu nu am voie să fiu supărată că eu sunt o piatră și poate fi trebuie de 100 de ori că nu se crapă, știi? La cine te referi? La mine sau la Diana? Poftim? La mine sau la Diana? La Diana, cum pui tu problema? Că... A, deci eu cum pui problema, dar la Diana asta zici. Știi ce zic eu? Ceartă-te cu altcineva, ai văzut că nu-ți merge cu Andreea și te superi pe mine, că ce? Eu am spus fix și ea ce ai spus. Mă super pe tine, Diana. Nu vreau am tot dreptul să mă supăr, atunci nu te băgă. Ia și vorbește, da, poți să am cerut Diana pe ecran. Da, ai vorbit. Am spus ceea ce tu ai spus în spate. Dar n-ai voie să spui. Bun, că tu ai spus un milion de lucruri și eu n-am adus niciun gram aici, nici n-am de gând să aduc, înțelegi? Cu toată lumea, înțelegi? Nu mă cer. Cu toată lumea, adevărat. Lasă că știi tu ce te-ai certat cu toată lumea și nu ți le-am aruncat atât de răutăcios. Nu am 28 de ani degeaba, adopt atitudinea asta, adopt atitudinea, las-o pe Andreea, că nu-i despre Andreea aici, e despre tine, că gurița ta vorbi, nu gurița Andreea. Dacă Andreea vorbea, aveam treabă cu ea. Poți tu ce tu vrei să te cerți cu mine? Da, vreau să mă cer cu tine. Bine, ceartă-te singur. Du-te și rămâi cu... Lasă-mă, lasă-mă acum cu vrăjala asta ta. Șarpe și cu șarpe. Eu în viața mea nu m-a băgat cu ceea ce s-a făcut cu fiii. Șarpe ești tu. Amândouă sunteți la fel. Tu ești. Tu ești o falsă și vorbești de toată lumea în spate și nu vrei să recunoști aici în emisiune. Ferească Dumnezeu cu cine am socializat până. Voastră. Ai ceva concret? Am ceva concret despre tine să-mi permit să vin spus, să te acuz? Te-a căutat bărbații și la vestiare. Te-au dat în față, scump cu pe pancheta din spate. N-ai ochi în ceafă să vezi și la mine în telefon. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe! Like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.